ziua. Suntem gata? Da. Bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a fi prezent la acest briefing împreună cu colegii membri ai Comisiei Speciale pentru evaluarea modului de exploatarea substanțelor minerale utile, comisie care a fost creată conform hotărârii Parlamentului din 26 noiembrie și împreună cu domnul Alexandru Slusăr și domnul Lilian Carp. Vrem să vă relatăm asupra unor activități care le-am realizat în cadrul acestei comisii, inclusiv în particular un caz mai ieșit din comun despre care noi anterior am mai discutat. În primul rând vreau să vorbesc despre rezultatele atins în ultima perioadă. Comisia este activă în continuare. În luna martie a fost prelungită activitatea acestea încă pentru 3 luni, astfel sper foarte mult că până la sfârșitul lunii mai să avem raportul finalizat. Am demarat a doua etapă a activității în cadrul Comisiei prin vizita nemijlocită la obiectele exploatate de întreprinderile miniere. Avem peste 12 întreprinderi, încă urmează multe să fie evaluate. Așa, în linii generale, situația nu este atât de dificilă și de complicată în partea ce ține de respectarea cadrului legal. Totodată au fost depistate anumite deficiențe legate de modul de cuantificare și raportare a substanțelor minerale utile, probleme legate de recultivarea terenurilor deja de pe care au fost extrase substanțele minerale utile. Am avut discuții destul de bune cu reprezentanții autorităților publice locale în mai multe primării unde sunt cariere în exploatare, unde am primit mai multe propuneri bune legate de distanța de amplasare a carierei de intravelanul localității, legate de îmbunătățirea aspectelor fiscale. Mă refer aici la cele inițiative legate de distribuirea taxei pentru resurse minerale. Acum să merg la bugetul autorității publice locale de nivelul 2, dar să fie 50% virate către autorități publice locale, cele care în mare parte au de pierdut ca rezultat a exploatării carierilor prin deteriorarea drumurilor, infrastructurii la nivel local. Sper foarte mult că toate aceste propuneri, dar și altele care vor fi deja formulate, vor fi reflectate în acest act, care urmează a fi prezentat în termenul respectiv, în termenul legal, și care neapărat va conține o serie de modificări a cadrului legal vis-a-vis de îmbunătățirea mecanismelor de valorificare a substanțelor minerale utile. Mai cu seamă, inclusiv în vederea întăririi capacităților instituționale, instituțiile noastre care sunt pe alocuri impotente, incapabile de a face față provocărilor și problemelor din acest domeniu. Deci, vorbind de capacitatea instituțiilor, vreau să trecem la al doilea subiect legat de intervenția noastră. Este vorba de un caz strigător la cer. Eu am mai avut intervenții la acest subiect și anterior, legate de activitatea defectuoasă a carierei de amplasată în localitatea Micăuț, raionul Strășeni, care în continuare duce o activitate nu tocmai corespunzătoare, corectă, legală. Amintesc că în luna ianuarie a fost emis actul Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Eu am vorbit despre acel act, am avut și o intervenție, act care a scos în vizor mai multe încălcări legate de utilizarea terenurilor fără a fi schimbate destinația, cuantificarea și raportarea defectuoasă a substanțelor minerale utile, ca rezultat fiind adus un prejudiciu ca rezultat a deficiențelor sau discrepanțelor de evidență a substanțelor minerale utile, un prejudiciu de 685 de milioane de lei. Au fost constatate înstrăinarea sau comercializarea stratului care trebuia să fie utilizat la recultivarea terenului, mă refer la cantitatea imensă de argilă care a fost înstrăinată, adică toate aceste prejudicii de sute de milioane de lei au fost sau se conțin în acel act, act care a rămas în vigoare, nefiind contestat, și care a impus în final și stoparea activităților de extragere a substanțelor minerale utile. Mai mult ca atât, atunci am sesizat și Procuratura Generală, inclusiv un denunț în acest sens a fost făcut și de Inspectoratul pentru Protecția Mediului.
Ca rezultat, Procuratura Generală ne-a informat prin scrisoare din 11 martie curent că pe marginea sesizărilor respective au fost intentate mai multe dosare penale pe componența infracțională articolul 191 alineatul 5 și 335 alineatul 1 din cod penal. Mă refer aici la delapidarea verii străine și abuzul de serviciu. Parcă s-ar părea că problema cumva a fost soluționată, organele își fac atribuțiile, însă, din păcate, nu s-a adeverit și activitatea acestei întreprinderi mai departe funcționează. Noi, în cadrul unei deplasări, săptămâna trecută am ieșit la mai multe cariere și împind în drum spre una, ne-am oprit și am rămas șocați de faptul că întreprinderea în continuare funcționează. Acolo lucra tehnică masivă, se extrageau, zeci de mașini stăteau în rând pentru a ieși încărcate cu diferite materiale de construcție. Asta în pofida faptului că există atâtea încălcări. În situația în care ar fi fost vorba de o altă carieră, cu siguranță de mult era o intervenție promptă din partea statului și poate cei agenți economici sau reprezentanți a lor de mult poate erau undeva deja pus și sub învinuire. La noi vedem situația inversă. În pofida încălcărilor, în pofida lipsii multiplelor acte permisive care trebuie să le aibă această carieră, refer aici la avize, expertize de mediu, evaluarea impactului de mediu, dar chiar și dreptul asupra terenului, care este teren agricol și care trebuia schimbată destinația, nu a fost făcută, respectiv având doar contractul de folosință a subsolului și doar perimetrul minier, doar două acte, cei care sunt în domeniu înțeleg perfect ce înseamnă acest lucru, această entitate continuă să activeze. De ce? Că avem, în primul rând, instituțiile statului sunt inapte și incapabile de a face față problemelor respective. Undeva se creează impresia că e intenționat. Și acest lucru rezultă din inacțiunea acestor instituții. Inspectoratul pentru Protecția Mediului parcă și-a făcut treaba, a întocmit actul, dar mai departe undeva stă prăfuit acel act și nimic nu se întreprinde. Procuratura Generală a intentat dosarul penal, indică la faptul că nu are pârghii de a asista activitatea. Ministerul Agriculturii, care este proprietarul de numele Guvernului Republicii Moldova asupra patrimoniului, asupra substanțelor respective minerale utile, și care ar trebui să intervină prin rezilierea, anularea contractului de folosință a substanțelor respective, până în prezent nu a făcut nimic. Deși, în cadrul ședințelor anterioare care au fost făcute pe parcursul lunii ianuarie, februarie, noi am sugerat și am recomandat Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin prisma încălcărilor și constatărilor făcute, să întreprindă măsuri în vederea rezilierii contractului și asigurarea protejării corespunzătoare a patrimoniului de stat. Și aici mă duce la ideea că statul cumva acționează mână în mână cu acest agent economic și nu întreprinde pe deplin toate acțiunile respective, de ce așa avem această situație dezastruoasă. Noi, în calitate de exponență comisiei care ne-am angajat plenar să venim cu soluții și să contribuim la contracararea acestor ilegalități, am rămas stupefiați de ceea ce am auzit inclusiv în cadrul ședinței de astăzi, unde iarăși autoritățile și instituțiile statului au început a da de umeri că nu au competență, că Inspectoratul pentru Protecția Mediului nu au definitivat procedurile pentru a veni cu mai multe acțiuni de stopare. Ministerul încă nu au juriști care sunt pe foaie de boală și în parcursul la două luni de zile nu au reușit să se expună pe marginea rezilierii contractului. Procuratura care nu vine la ședințele comisiei, pe de o parte este și de înțeles, în condițiile în care, conform atribuțiilor comisiei de anchetă, procuratura, în condițiile în care este intentat o dosar penal, nu participă la astfel de ședințe. Dar asistăm la un fenomen sau la o încălcare și o perpetuare acestor încălcări cu suportul statului. Iată de ce, în cadrul acestei comisii, am decis ca să venim cu mai multe măsuri, inclusiv prin sesizarea Consiliului Suprem de Securitate,
Pentru că considerăm că se atentează la securitatea asupra mediului și securitatea economică a Republicii Moldova, în condițiile în care se perpetuează niște încălcări și autoritățile statului nu intervin, acest lucru duc la scăderea credibilității în instituțiile statului. La fel este nevoie de informat guvernul, persoana primului ministru interimar, și sperăm că de data aceasta va fi o intervenție promptă, nu așa ca în cazul grâului scos din rezerva de stat sau în cazul răpirii în ziua miază mare a cetățenilor aici în Republica Moldova, să-l sesizăm asupra inactivității sau inacțiunii și incapacității ministerului prin inacțiunea în contracararea acestor încălcări. La fel, o să intervenim către Procurorul General ca în cel mai scurt timp să avem o audiență ca să vedem pașii de mai departe a Procuraturii în vederea neadmiterii prejudicierii statului în condițiile în care întreprinderea respectivă activează și aduce în continuare prejudicii statului. Deci este foarte important ca acest caz să fie mediatizat, pentru că este unul ieșit din comun, când vedem că și instituțiile statului, și politicul pe locuri, dar și agentul economic, practic nu întreprind nimic pentru a stopa aceste ilegalități. Am să las colegii în continuare să exprime și ei anumite concluzii și constatări cu propunerile de rigoare. Bună ziua, stimați cetățeni! Noi, în ultimele săptămâni, cel puțin aceștia membri comisiei care azi am ieșit în briefing, noi asistăm la o impotență și complicitatea mai multor autorități publice în raport cu un agent economic, care în orice altă condiție, dacă era altă carieră, de mult ar fi fost închis. Dar noi cunoaștem că această carieră este controlată de doi indivizi cu insignele de deputați, Eugen Nichifărciuc și Vladimir Andranache, și noi vedem care este atitudinea față de această problemă. Un act despre care a vorbit cu lux de amănunte domnul Ciubuc, cu încălcările grave, fixate pe 26 februarie, o grămadă de procese verbale, un șir de dosare penale pornite, toți cunosc ce se întâmplă și nimeni nu îndrăznește să pună sigiliu acolo, să pună un post de poliție. Am discutat două săptămâni în urmă despre acest subiect, am discutat vineri despre acest subiect, am discutat azi. Iată toți se uită în pod, plasează responsabilitatea unul altul, zic că ei nu au procedură, pe urmă apare procedura, iată vineri era hotărârea de guvern, ne-a arătat că există procedură de sigilare și stopare lucrărilor și poate fi aplicată, doar că Inspectoratul Mediu niciodată nu a aplicat această procedură și sarmanii nu știu cum trebuie de făcut asta, de unde de luat vopsea, cum de pus sigiliu. Iată, până marți, azi am aflat că această procedură iară undeva a dispărut. Ministrul Agriculturii nu ridică receptorul și ni se face impresie că el este unul din cei mai mari care cumva acoperă această schemă criminală. Ceilalți funcționari reacționează așa cum reacționează. Noi i-am întrebat pe dânșii la penultima ședință. Spuneți-mi, vă rog, dacă undeva sunt depistate o partidă de droguri și vine poliția, vin toate organele, fac procese verbale, transmit la procuratură, dar droguri se comercializează în continuare până când n-ați fi decizia judecății. Asta cum ar fi? Iată, cu cariera Micauț se întâmplă acest lucru, același lucru, întrucât zăcămintele care aparțin poporul Republicii Moldova sunt exploatate, sunt extrase pe un teren care nu aparține companiei, fără să fie schimbată folosința și cu mai multe încălcări, în pofidă tuturor actelor.
Este o sfidare crasă a tuturor legilor în Republica Moldova, a tuturor procedurilor și denotă încă o dată cât de impotent este acest guvern, care nu reacționează. Sau reacționează așa cum vedem noi. Răbdarea noastră a crăpat, de atâta noi în cadrul acestei comisii am ieșit azi cu aceste solicitări. Noi cerem convocarea ședinței grupului de lucru sau o planiorcă, nu știu ce să facă tovarășul Ciucoi, dar să facă acest lucru mai repede, azi, mâine dimineață, și să aplice măsuri de a stopa. Că când noi mergem încolo sau trimitem acolo organele de control, dispar mașinile și spun că noi nu mai extragem, iată, imediat după ce se întoarcă înapoi organele, la noi parvin video că lucrările continuă. Este o bătaie de joc, așa, în văzul lumii, acești doi indivizi spun, dar noi avem crâșa și noi n-a să respectăm legea. Noi cerem intervenția lui Ciucoi, noi cerem convocarea ședinței Consiliului Suprem de Securitate, la care să fie invitate toate organele abilitate și să fie oprită furtul bogățiilor poporului, zăcămintelor. Acolo este vorba de o piatră foarte specifică, care nu știu dacă mai este în Republica Moldova. Și dacă în următoarele zile, nu știu, până joi, vineri, nu vor fi întreprinse măsuri, noi ca deputații vom fi nevoiți să recurgem la alte acțiuni mai așa, mai puțin ortodoxe, haideți să spunem, că nu putem noi asista la impotența și complicitatea autorităților statului pe fondalul tuturor crizelor și cum în această situație întreprinderea care este în stare de insolvență, contrar legislației, scoate ultima piatră de acolo și în câteva luni ilegal cineva o să va îmbogăți pe schinarea zăcămintelor extrase absolut ilegal. Iată de ce noi facem acest apel către conducerea țării și cerem intervenția, altă ieșire noi. Dacă acest strigăt nu va fi auzit, noi vom acționa altfel și spunem acest lucru public să cunoască toată lumea. Cum o să fie? O să vedeți. Bună, eu voi completa ce ți-au spus colegii mei. Da, Cariera Micăuț, de fapt, a fost acel punct de pornire în care s-a creat această comisie în baza ilegalităților care au fost sesizate, în primul rând, de locuitorii satului sau comunii Micăuț, despre faptul că se întreprindeau lucrări ilegale în Cariera Micăuț 2. Cariera Micăuț este compusă din două cariere care se extrage, din care se extrage zăcăminte, Cariera Micăuț 1 și Micăuț 2. Cariera Micăuț 2, aflându-se în apropierea, deci, localității, și acest lucru deja aduceau prejudicii în ceea ce privește confortul nu doar cetățenilor, nu doar de mediu. Datorită acestui fapt, s-a creat această comisie pentru a vedea care este problemele sau care sunt problemele pe întreg teritoriul Republicii Moldova privind activitatea carierelor. Ce să vă spun, acest subiect este monitorizat mai bine de un an de zile de către noi și s-a ajuns la concluzia că toate instituțiile statului nu că au încercat să oprească de bandada care se face la această carieră, dar din contră au fost mână în mână cu cei care ilegal exploatează Cariera Micăuț. Dacă în Cariera Micăuț 2 s-a reușit stoparea lucrărilor și conform decizii care există trebuie să aibă loc recultivarea acestei cariere, deci noi vedem că există exploatarea minieră pe anumite suprafețe care nu aparțin agentului economic, dar sunt proprietatea primăriei. În păcate, primăria tot nu a intervenit pentru a înregistra aceste suprafețe, să le ia la balanță, încercând tot, depunând actele din 3 ani de zile pentru înregistrare, dar nu le înregistrează. Și noi considerăm că a fost făcută cu bună știință de către administrația publică locală. Și aici procuratura trebuie să ia în ansamblu nu doar activitatea agentului economic, dar și reprezentanții instituțiilor de stat care au dat o mână de ajutor pentru a se face toate aceste porcării la care eram Micăuț. Cel mai nou este altceva. În condițiile când este o decizie pentru, în care interzice deja lucrările în Cariera Micăuț, băieții continue,
Și noi am avut o vizită inopinantă la care era mică Uțu, ne-am depistat că se fac lucrări deci acolo. Iar azi dimineață când am adresat întrebarea ce faceți acolo, oamenii au spus că fac curat. Deci întrebarea este curat, vă pregătiți de Paște, da? Scoateți tot ce mai este acolo și mergeți mai departe încălcând acea decizie a instituțiilor de stat în care spune foarte clar că trebuie să stopați lucrările. Este clar că dacă nu ar fi această crâșă politică din Parlament, e clar că nu ar avea loc aceste ilegalități. Așa cum spunea și domnul Slusar și domnul Ciubuc, noi am cerut ca în decurs de 2-3 zile să fie pus sigiliu în ceea ce privește exploatarea perimetrului minier. Nimeni nu spune că nu poți să-și vândă acel produse care finite, muluz, piatră care deja a fost scoasă, noi vorbim să nu fie exploatată pe suprafețele care aparțin primăriei și în asemenea condiții să-și aducă în legalitate activitatea până atunci, până nu-și aduc toate documentația în legalitate, să nu-și poate desfășura sau să nu poate exploata, mai bine zis, perimetrul deci minier. În caz când nu va fi pus sigiliu pe acele suprafețe, noi, într-adevăr, vom interveni și cu alte acțiuni, dacă asta vă cere situația. Dacă sunt anumite întrebări, dacă nu, vă mulțumim. Vă mulțumim frumos. Da, și vă spunem o zi bună.